În această seară, Michael, însoțit de familia lui adoptivă din Statele Unite, este alături de noi pentru că au venit în România să-și găsească mama biologică. Așadar, îi invit în această seară alături de noi. Bună seara! Hello, Michael! Hello, nice to meet you, Catalina. Nice to meet you. Thank you. Hello. Familie numeroasă. Michael a venit cu familia lui adoptivă în România ca să-și întâlnească mama biologică. Bună seara! Bine ați venit! Sunteți niște oameni extraordinari pentru că, practic, vă ajutați copilul să afle cel frământat de foarte mult timp, și anume, cine e mama lui biologică. Nu v-a fost ușor. Da. Și acum ați venit în România pentru că Michael își caută mama. Ați văzut că el a trecut printr-o depresie acolo în Statele Unite, v-ați dat seama că asta e tot ce își dorește, să știe cine e mama lui. Și v-a suit toți în avion și a zis, haide să-ți căutăm mama și să afli care e trecutul tău și care e viața ta. Yes. This has been, from my perspective, a healing journey. Din punctul meu de vedere, a fost o călătorie de reparare. For him to reconnect with his biological family, I think is very important for him. Cred că este foarte important pentru el să poată să facă o legătură din nou cu familia lui biologică. To fill a hole in his soul. Să umple o gaură care a avut-o pentru atât de mult timp. And it's a journey of finding his identity. În acest fel își va putea regăsi identitatea. Which is very important to him. E foarte important pentru el și vreau să vă întreb, nu v-a fost greu sau cum ați primit faptul când Michael v-a spus că vrea să vină în România să-și cunoască mama? Well, as difficult as that is, but in my heart I know that I'm his mom. În inima mea eu știu că eu sunt mama lui. Through everything. L-am ajutat la bine și la greu. I needed to do this for him. Și trebuia să facem acest pas pentru el. Este dreptul lui să știe de unde vine. And also, de asemenea, to do that for his birth mother, so she knows that he's trebuie să facem acest lucru și pentru mama lui biologică, să știe că copilul ei este în mijlocul unei familii iubitoare. Michael, ce pentru el. Michael știe tot ce s-a întâmplat cu el. Cum a fost abandonat de mama lui, știe tot, i-ați povestit tot. Nu i-ați ascuns absolut nimic niciodată. We didn't tell him the entire story when he was very, very small because era foarte mic, nu i-am spus chiar întreaga poveste. We weren't sure that he would understand it. Pentru că nu eram sigur că ar înțelege. So we gave him information that we thought was age appropriate. I-am dat informațiile pe măsură ce creștea. But then told him everything that we knew probably 3 or 4 years ago. Dar în urmă cu 3-4 ani i-am spus absolut tot ce știam. And I think that was hard for him to accept and it opened up a whole new set of questions. Cred că i-a fost greu să accepte și deodată avea un set întreg de noi întrebări. The information was that he had 2 full siblings that we knew about that were older. Din câte știam noi avea 2 frați mai mari și am vrut să-i spunem. Acum 3 ani am spus acest lucru. And that upset him that he didn't know that before. Acest lucru l-a supărat că n-a știut că avea 2 frați mai mari. Instructions when to tell things, when not to. When dar atunci când am adoptat un copil, nu există un manual. And I have, yes, and I have 2 biological sons and după cum vedeți, am 2 fii biologici. When I was pregnant with Connor, did I când eram însărcinată cu Connor, Michael m-a întrebat și eu am fost în burta ta așa. Am zis, nu, dar tu mi-ai crescut în inimă. Michael, cum ești? I'm doing well. I'm very glad to be here in Romania. Sunt bine, mă bucur să fiu acum în România. Ești emoționat? I've been nervous at first. Mai întâi am fost emoționat. It is not the first time for me to speak in front of an audience of people. Nu este prima oară când vorbesc în public. I've been involved with Boy Scouts in America. Am fost sunt implicat în cercetași în America. I recently received the award of Eagle Scout in which I spoke in front of a crowd of people. Și de curând am primit un premiu și a trebuit să vorbesc în public. For my ceremony. În timpul ceremoniei de decernare. Numai că acum e altceva. Vorbești despre femeia care ți-a dat viață, despre mama ta care te-a abandonat până la 2 ani. Când au venit acești oameni minunați din America
Și ți-au dat o șansă la viață. Yes. Este adevărat. It's definitely a lot of emotion to take in. Este adevărat că este foarte dificil să fac față acestor emoții. When planning this trip, I did not know what I was going into. Atunci când plănuiam să venim aici, nu știam exact ce urmează să se întâmple. And I did not know what to expect coming out of it. Și nici nu știam ce care sunt rezultatele la care ne putem aștepta. But I think this trip is a journey of healing as well, not only for Michael but for his birth mother and his family. Eu cred că această călătorie va răspunde la multe întrebări, atât pentru Michael cât și pentru mama lui biologică. And I think it's exciting for Michael to meet them and to forge these relationships that he hopefully will develop. Cred că este important pentru Michael să formeze aceste relații cu familia lui biologică. O să vedem imediat cine este mama lui Michael. Până atunci vrem să-i mulțumim și lui Izidor, pentru că Izidor, îl cunoașteți cu toți, este un băiat care de asemenea a fost înfiemiat de o familie în America și a făcut tot ce e posibil să se întoarcă în țară, să-și cunoască familia și la rândul lui a ajutat mulți, mulți alți oameni care au trecut prin situația lui să vină în România și să-și întâlnească familia. Îi mulțumim și noi lui Izidor pentru ajutor și pentru faptul că a fost alături de dumneavoastră.